Bun găsit la meditația de seară despre lumea urăște pe cei ce trăiesc în lumină. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Cain l-a urât și l-a ucis pe fratele său nu pentru că Abel săvârșise vreo faptă rea. La fel, în toate viacurile, cei răi i-au urât pe cei care erau mai buni decât ei. Viața de ascultare și de credință neșovăielnică a lui Abel era o continuă mustrare pentru Cain. Cu cât este mai strălucitoare lumina cerească, reflectată de caracterul servilor credincioși ai lui Dumnezeu, cu atât mai clar se văd păcatele celor netemători de Dumnezeu și cu atât mai hotărâte vor fi străduințele lor de a-i nimici pe aceia care le tulbură pacea.